Colegii noștri nu mai sunt atenți dacă se filmează greșit, se aude greșit, nu e lumină. Aia avem o scuză extraordinară. Alături de noi sunt, fiți atenți, Marian Cotoi, Andrei Ionescu și Liliana Rădoi, care au venit cu cei mai simpatici cățeluși și au început și ei să facă hărmăraie. Salut! Bună, bine ați venit, dragi! Bună, Maia! Încă noi sunt și niște fete foarte frumoase care ne ajută cu cățelușii. Deci Maia, Alexia, Esra și Bianca, am zis bine? Da. Perfect. Ia uite, s-a concentrat. O să trec pe la voi. Marian, în primul rând, ce rasă avem aici ca să știe toată lumea? Este Labrador, este o rasă foarte, să zic, zi tu ce ești. Frumoasă, este, pentru că ăsta este primul punct. Apoi este foarte sociabilă. Măi, vorbărețule! Se joacă foarte mult, este un câine și pentru terapie. Și este... Dar câți anișori au ei? Stai să vedem. Câți anișori au ei, Liliana, zi tu? Acum au 6 săptămâni. Deci, eu am zis anișori, dar așa din... deci au 6 săptămâni în momentul ăsta. Da, 6 săptămâni. Aici, în platou, sunt 5 mascul și o femelă. Stai așa un pic, să vedem dacă ne dăm seama care este femela. Adică ar trebui să mă uit la o particularitate anume, ca să-mi dau seama în afară de evidentul. Eu cred că e la Bianca în spate. Ultimul cățeluș de acolo. Hai să pariem. Să pariați. Bun, eu vreau să vă întreb un lucru. Sunt potriviți pentru un apartament sau le trebuie o curte? Uite, trebuie pe tine, Diana. Sunt potriviți și pentru apartament, doar să aibă spațiu, și pentru curte. Sunt câini sociabili care vor foarte mult să stea în prezența oamenilor. Deci să fie poți prezența... să încerc să liniștesc eu? Da, ia liniștește-te, dar îmblânzitorul. Dacă am această putere. Uite, Marian, pe tine vreau să te întreb, ajungem imediat și la tine, Andrei, că vreau să vedem cum îi periem, dar voiam să te întreb dacă sunt energici și dacă în general trebuie să-i plimbăm des. Într-adevăr, trebuie să îi scoatem afară, în primul rând să-și facă nevoile și vor să fie sociabile. Adică e bine să-i ducem în țarcurile de căței pentru a socializa cu alți căței. Bineînțeles, când avem timp, noi suntem destul de ocupați. Nu, o dată pe zi dacă ajunge să socializeze sau cel puțin să-l plimbăm puțin, este de ajuns. Eu cred că ăsta mic vrea să socializeze cu Lili. Da, poate mă ia să vedem. Uite, Liliana, de tu, Lili. Mai îmblânzesc, dar acum nu știu să vedem. Și vreau să facem un fel următor. Aș vrea să vorbesc un pic și cu Andrei. Uite, să las un microfon la voi dacă vreți să interveniți. Andrei, tu ai adus o masă aici în care, mă rog, cu ajutorul căreia o să și periem unul dintre câini. Nu, să ne arăți cum se face. Cum avem grijă de blana lor, în general? E o blană cu care există întreținere specială? Nu neapărat. Uite, Alexa, dă-ne tu. Cel mai important este să ne facem timp 50 minute dimineață, 50 minute seară. Ce, mă? Mă fricozi. Foarte important, puiul trebuie socializat cu înălțimea, cu masa. Să nu fie stresat. În momentul în care e stresat... Uite, cred că acum s-a stresat că eram și eu aici. Nu neapărat, este printre primele dăți. Da? Și... când avem un câine, cel mai important poate este și educația. Da? De ce educație poți să-i faci până la 6 săptămâni? Luat de jos, pus pe masă. Chestii simple așa, da? Nu? Da, simple. Foarte simple, da? Și îl poziționăm ușurel până se obișnuiește, până nu se mai simte el Uite cum dă din codința acum, gata. Da? Gata. Periajul este foarte important, tipul de perie pentru fiecare păr în parte. Niciodată în răspăr, întotdeauna dinspre cap, spre codiț. Da? Uite cum la fel și piciorușele. Vedeți că s-au liniștit? Da. Asta... mă bucur că... Eu am asta de mămică, știți? Că dacă fac așa... Are Lili dansul. Am dansul. Pe partea asta, pe lăbuțe. Sau pe butică. Da? Îl ridicăm ușor pe picioarele din spate. Ușurel. În niciun caz nu... Nu așa. Da? Nu așa. Nu. Okay. Perfect. Deci avem grijă de ei. Nu e o blană care necesită îngrijire specială. Deloc. Liliana, e o rasă potrivită pentru copii? Da. Asta voiam să vă întreb și eu. Da. Este... Plec cu el acasă. Și se atașează foarte mult atât de adulți cât și de copii. Iar copiii, bineînțeles, că iubesc astfel de bijuterii. Deja mi s-a destresat. Uite, s-a destresat. Gata, e la joacă. Și începe joaca. E la joacă acum.
Voiam să vă mai întreb dacă, în general, trebuie să dăm bobițe sau mâncare gătită, sau, uite, pot să pasă microfonul și la Marian. O secundă. Noi, când am ales această rasă și am ales Canisa Olchino, am făcut-o tocmai pentru profesionalismul de care au dat dovadă și faptul că ne-au ajutat în creșterea lor. Noi avem mămica de 2 ani a puilor. Unde e mămica? Mămica este acasă. Acasă e mămica, da. Am înțeles. Deci te întrebasem dacă e bine să le dăm în general mâncarea din comerț sau dacă să le facem noi cu sare, cu... Nu, noi le dăm doar boabe. Deci doar bobiți, ceea am ce înțeles. Ne-a recomandat crescătorul în acest sens. Uite, Marian, voiam să te întreb, există anumite probleme de sănătate care sunt asociate rasei Labrador Retriever? Cu o medicamentație... normală, hrană normală, pentru că da. Noi am mers pe mâna crescătorului, pe mâna unui medic veterinar care cunoaște foarte bine și am fost instruiți să respectăm. Deci nu au fost probleme și nu sunt în general. Niciodată nu au fost probleme. Okay. Ce vreau să adaug este că atâta timp cât avem un câine de rasă cu pedigree, problemele în ceea ce privește sănătatea sunt diminuate. Am înțeles. Și aici recomandăm tuturor celor care vor să și ia un câine să aibă pedigree, tocmai pentru a fi o rasă pură, cât mai aproape de standardul rasei, pentru că toate problemele de sănătate sunt controlate prin de la genă la genă. Am înțeles. Prin transmiterea unor anumite boli de la genă la genă. Eu nu pot să-mi iau ochii de la cum ține Andrei câinele aici. Cât de mult s-a relaxat. Este prima oară când astăzi, chiar la voi în platou, i-am pus ușor pe masă. Da? Dacă avem un pic de timp și răbdare. Și stăm cu ei și mângâiem. Cum îi mângâi? Cum îi... Dacă îi mai aduc unul. Te rog. Se distrează aici. Uite, Ezra, îmi dai și mie? Așa. Reușești și tu? Cum să nu? Cum să nu? Uite, vină încoace. Vină încoace. Mai frumusețe. Uite așa. Îi punem față în față, da? Așa. Uf. Deci pufoșenile astea, doamnelor și domnilor, nu știu dacă vă dați seama cât de mult te relaxează să ai în preajma ta un cățeluș de genul ăsta. Și eu aș spune că ar trebui apelat la un profesionist pentru a-l educa. Pentru că un cățel care îți aduce o bucurie în casă devine la un moment dat o problemă dacă nu este educat. Deci Andrei Ionescu ne-a ajutat și ne-a educat femela Sara, da. Și a mers... Deci bunica, da. Da. Pe și tot... acum și puiul o să meargă la el, probabil. Da. Aș vrea să merg și eu la tine, Andrei, dacă... Da, da, să le duci un pic. Să le duci pe mine. Să le duci în nou. Cred că ar fi o idee bună să faceți odată o emisiune și la Andrei. Păi ar trebui să facem. Vă mulțumim frumos, Marian, Liliana, mulțumim. Andrei. Uite, eu o să mai rămân aici cu niște cuți. Da, eu ar trebui să merg în bucătărie, dar ce fac eu cu acest pachetel de bucurie? Măi, mititelule, măi, ce facem? Ne despărțim aici? This is the end. Oh, Doamne. Păi, sufletul, că trebuie, uite, nici nu vrea, da. Dar trebuie. Mulțumim frumos!